Și acum vă spuneam, și în cadrul premiului întâi avem doi câștigători. Așadar am să-l invit în continuare alături de noi pe domnul profesor Gheorghe Oprea, profesor universitar doctor la Academia de Muzică din București. Domnule profesor, asta este, mai e un premiu de oferit, așa cum spunea și doamna Elize, note foarte apropiate sau chiar identice au generat asta. Nu mă repet, bineînțeles. În orice caz, repetiția este mama învățării. Așa că va veni o încă altă fată minunată care va prelua și va dezvolta cântecul nostru strămoșesc. Vă mulțumesc! Ea este. Imediat. Liviu Olteanu. E un el, așadar, Liviu Olteanu din Dolj, domnilor și domnilor, câștigătorul premiului întâi la secțiunea soliști vocali, cel de-al doilea premiu întâi. Iată-l în același costum de mire din seara de concurs. Dragule, era cât pe aici să fii mireasă. Olteanu, autentic. Și cu fălărea. Așa, așa. Dacă ai câteva cuvinte să ne spui. Felicitări. Mulțumim domnului profesor Gheorghe Oprea încă o dată, președintele executiv al juriului. Vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste emoții, jurului că a avut încredere în mine, profesorilor și nu în ultimul rând orchestrei Maria Tănase. Felicitări, doamnelor și domnilor, premiul întâi, așadar. Mai ai să mulțumești cuiva? Iartă-mă. Tuturor, publicului. Așa, asta uitați, ești foarte important. Îl ascultăm așadar cu piesa din concurs pe Liviu Olteanu din Dolj. Mult succes! Arde focul în greșești și dogore în cernătești, măi. Arde focul în greșești și dogore în cernătești, măi. Și lumină în Craiova până la mândruța mea, din copilăria mea. Arde focul în paieu de, strig la mândra nu m-au. Arde focul în paieu de, strig la mândra nu m-aude. Și de aude nu-mi răspunde, inimioara în mine plânge. Și de aude nu-mi răspunde, inimioara în mine plânge. Mândror n-auzi, ori n-ai gură să-mi răspunzi, mă. Auzi, mândror n-auzi, ori n-ai gură să-mi răspunzi, mă.
Liviu Oltean din Dolj. Felicitări! Premiul întâi. Felicitări!